Bună seara și bine ai venit. O să te rog și pe tine să iei un loc. Bine ai venit, Armando. Îmi pare bine să te văd și așa față în față. Până acum te-am văzut doar la televizor. Încerci să zâmbești, dar zâmbetul tău nu este cel mai confortabil. Se pare că am puține emoții, nu mă gândeam. Da? Îmi trezește amintiri casa asta. Bun, hai să vedem împreună ce s-a întâmplat cu tine la primul sezon Mireasa și să desfacem așa, rând pe rând, bucățile de poveste ca să aflăm ce s-a întâmplat cu voi. Capricile iubirii. Pentru Armando și Andra, totul a început cu o promisiune. Vreau să fac și fericit. Din fața televizorului, această apropiere de Andra n-a fost văzută cu ochi buni de către familia acestuia. Două ore și jumătate i-au fost suficiente lui Armando ca să-și dea seama ce trebuie să facă. Vreau să fac un ult test ca să știm dacă chiar suntem suflete pereche sau e doar un joc pentru ea. Pleci cu el? Testul iubirii l-a făcut să schimbe părerea despre Andra. Băi, tu realizezi ce ai făcut? Am distrus, efectiv. Andra părăsea casa lăsându-l pe Armando pradă propriilor speranțe. Însă revenirea ei dicta mirare și euforie. Băi, se vede clar că nu că am sentimente pentru Andra. Te rog din tot sufletul meu, ieși afară, mami, dacă tu te iubești cu Andra. Te rog din tot sufletul meu, te implor. Iar iubirea lor mai trecea printr-o serie de încercări care nășteau toate frustrări. De ce trebuie să demonstrăm noi cuiva ceva? Da, este important. Ai atât de multe chestii. Ai lui sunt supărați. Toată lumea e supărată. Nu ne simțim bine aici. Nu ne acceptă nimeni. Vrei să nu mai fie lui supărat? Arată lumii că poți și că dragostea învinge la final. Iar dragostea a învins din nou. Și nu a trecut mult timp până când iubirea lor era sărbătorită printr-o mare surpriză. Marea finală, iar de acum Armando și Andra abandonau orice grijă în favoarea destinului. O veste importantă le dădea târcoale. Cuplul câștigător este Armando și Andra! Sub privirile tuturor, Armando și Andra își declarau iubirea. Da. Da. Vă declar căsători. Nu am avea. După încheierea emisiunii, Armando și Andra păreau că sunt într-o lună de miere ce nu se mai termină. Pentru Armando și Andra, viața avea doar gustul iubirii și a regăsirii de sine prin celălalt. S-au plimbat. S-au distrat. Și au făcut absolut tot împreună. Au stat doar amândoi și nu au încetat să-și arate și să-și declare iubirea ori de câte ori au avut ocazia. Dragoste fără apus, mă aduce aminte de același jurăminte să fim. Iubirea răsărea din zâmbetele lor, demonstrându-le tuturor că a meritat din plin să lupte pentru relația lor, chiar și atunci când nimeni nu credea în ei. Vi prezentam la începutul lunii februarie, când au revenit în platoul Mireasa în calitate de invitați în sezonul al doilea. Vă certați afară la fel de des cum vă certați în casă? Wow, cred că am avut câteva certuri. Doar că aici, în emisiune, puteam să ne vedem reacțiile și să vedem. Aha. Și puteam să îmbunătățim. Oglinda despre care vă tot vorbesc eu.
dar începutul de toamnă anunța printr-o postare făcută de Armando că oglinda s-a spart. Lipsa ta. Cuplul Armando și Andra nu mai există și se pare că fiecare a pornit pe un drum separat. Să nu uiți, te-am iubit până în ultima zi. Capricile iubirii. Armando, cum e să vezi imaginile pe care noi le-am difuzat? Mi-a plăcut mult să revăd. A fost să retrăiești momentele. Da, a fost o poveste foarte frumoasă. O poveste care a pornit așa, ca o flacără, de parcă ați fi aruncat gaz pe foc, și care la fel de repede s-a stins, pentru că câtă vreme ați fost căsătoriți? Încă sunteți căsătoriți, dar câtă vreme ați avut o relație, ca să zic păi, așa? Păi, după ce am ieșit din casă, un an de zile. Într-un an de zile. Regreți că v-ați căsătorit? Nu regret absolut nimic din ceea ce am făcut. Uh-huh. Mă bucur. Chiar mă bucur. Chiar dacă o să fiu la 25 divorțat, mă bucur din tot sufletul, pentru că a făcut parte din viața mea, am învățat multe chestii de la ea, cu siguranță și a învățat de la mine. A fost frumos. Înțeleg că sunteți în divorț. Da, eu încerc să, de câteva luni să dau de ea. Doresc să divorțez, să nu mai am chestia încerci asta. Încerci să dai de ea? Da, da, da. Cum adică încerci să dai de ea? Păi de la ultima ceartă... Care a avut loc? Acum 2 luni și jumătate, ceva de genul. Când zici tu că v-ați despărțit oficial? 2 luni și jumătate. 2 luni și jumătate. Încerci să dai de ea? Da, încerc să dau de ea pentru că aș vrea să termin odată cu povestea asta. Nu vrea să mai aude de mine și nu înțeleg de ce. Nu reușești să dai de Andra? Nu reușesc să dau de ea. A vorbit tatăl meu. Am zis să mai încerc să nu mă duc în instanță pentru că e păcat. Adică am trăit... Tu vrei un divorț amiabil? Amiabil, bineînțeles. Amiabil. Nu avem nimic de câștigat din... Păi și de ce nu mai vrea să ia legătura cu tine? Nu știu ce s-a întâmplat. N-aș vrea să dau foarte multe detalii pentru că e viața noastră personală și, Doamne ferește, n-aș vrea să o denigrez în niciun fel pentru că un an de zile... Dar de ce v-ați despărțit? Care a fost motivul? Păi nu ne mai înțelegeam. La un moment dat... Păi și cum ați ajuns? Într-o zi, gata, nu v-ați despărțit? Nu v-ați mai înțeles asta? Au apărut mici discuții, mici neînțelegeri. La un moment dat nu mai era ce trebuie. Eu știu ceva de un eveniment și de niște bani. Chiar și atunci când nu mergeau lucrurile între noi, am încercat să... Haide, să încercăm cumva, să fie bine. Haide să... Nu știu, să începem din nou. Dacă a existat iubire între noi, cu siguranță... Mai și ce s-a întâmplat? Că înțeleg că e vorba de un eveniment pe care voi l-ați organizat și... Da, bine, n-a fost doar asta cu evenimentul. Au fost mai multe neînțelegeri. Dar ce s-a întâmplat acolo? Că înțeleg că acolo a fost ruptura. La eveniment, ca să spun așa, am rămas uimit și profund dezamăgit de acțiunile ei. Și ce a făcut? N-aș vrea să intru mai mult în detalii, pentru că n-am niciun interes. A fugit cu vreun bărbat de la eveniment? A fugit cu banii de nuntă? Ce s-a întâmplat? N-aș vrea să dau detalii prea multe, pentru că asta ar însemna să o vorbesc. Unul din cele două par să fie reale din cele enunțate de mine. Vă pricepeți. Vă pricepeți la... Ok. Știi ce ne-a zis nouă? Andra, ați vorbit cu ea? Da, am vorbit cu ea. Okay. Andra ne-a zis că tu ai fugit cu banii de la acel eveniment. Eu am fugit cu bani. Ok. Eu nu vreau să dau apă la moară. Astăzi ai venit în speranța în care te vei întâlni cu ea aici, nu? Sigur, ca să stăm de vorbă ca niște oameni maturi, să rezolvăm. Adică înțeleg că nu vrea să vorbească cu mine, să mă mai vadă. Nicio problemă, îi doresc tot binele din lume și îmi doresc să fie fericită din tot sufletul meu, vă spun. Dar fii un pic matură și haide să rezolvăm chestia asta. Dacă tu nu mă mai vrei, eu nu te mai vreau, e normal să punem punct, nu? Și să ne vedem fiecare de viața lui pe mai departe. Hai să-ți explic un lucru vis-a-vis de ce s-a întâmplat cu noi. Andra ne-a confirmat și până astăzi la ora 12 ne-a spus că va veni în emisiunea din această seară. La ora 12 am vorbit cu ea, colegii mei au vorbit cu ea și ea a inventat o scuză cum că cel sau cea care ar fi trebuit să o aducă aici la Buftea a rămas fără permis. Și că
într-un fel sau altul, persoana cu care venea aici la București ar fi protejat-o de tine. Ar fi protejat-o de tine pentru că, ulterior ne-a spus, că își dorește chiar să ceară și un ordin de restricție în ceea ce te privește. Ok, dar ați întrebat-o și de ce? Că nu mă vrea sau că nu... Ceea ce ne-a spus ea este că ai abuzat-o. Că, evident, nu poți să ceri un ordin de restricție doar așa, că nu ți-l oferă nimeni degeaba. Sunt profund dezamăgit să aud chestia asta. Mai mult decât atât, am încercat toate soluțiile. I-am fi decontat transportul în orice manieră. Am fi făcut orice ca ea să fie astăzi aici, așa cum am vorbit. Într-un final ne-a spus că va intra alături de noi prin video call, apoi doar telefonic, iar la momentul acesta nu își mai dorește să stea de vorbă cu tine și implicit cu noi aici în emisiune. Aș avea un mesaj pentru ea, dacă se poate. Andra, te rog frumos, dacă nu o mai dorești și dacă ai ajuns să vorbești astfel de chestii, eu încerc să fiu un bărbat diplomat și să nu arăt toate chestiile pe care le-am făcut noi în fața oamenilor, pentru că cu siguranță nu e bine nici pentru tine. Dacă îți dorești să mă lași și să nu ne mai vedem, te rog frumos să divorțăm amiabil și să ne vedem fiecare de viața lui. Dragilor, eu vă mulțumesc frumos, vă doresc baftă tuturor și sper să ne vedem și la bune, dar și la cele mai puțin bune, pentru că până la urmă fac parte din viață.